Deschideți Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 15, textul cunoscut al Apostolului Pavel în legătură cu învierea și vom citi numai primele 7 versete, să dăm ascultare. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Amin. Neprihănitule Tată, venim înaintea Ta să-ți mulțumim, pentru că ne îngădui să ne apropiem de tronul milelor Tale, așa cum suntem, cu neputințele noastre, cu nevoile noastre, cu dorințele noastre, cu visurile noastre, și stai și te uiți la noi și ne asculți și te bucuri de cei care te iubesc pe Tine. Și îți mulțumim că după voia Ta și în planul Tău, după placul Tău și în harul Tău, Tu împlinești dorințele noastre. Și îți mulțumim, te binecuvântăm pentru sărbătorile pe care le pricinuiești bisericii Tale. Și aici, într-o vale a plângerii și a tânguirilor, Tu ne faci să cântăm cântări de laudă numelui Tău și să-Ți aducem cinste și laudă. Binecuvântă, te rugăm, familia Negrei înspre România. Însoțește-i Tu cu puterea și Duhul Tău cel Sfânt și acolo să fie o binecuvântare. Te rugăm și te rugăm, ai milă de fratele Secheșan, de fratele Florea. Te rugăm pentru sora Tatiana Bonca, în săptămâna aceasta, în mod special, când va merge la doctor. Îți mulțumim pentru ceilalți care sunt atinși de mâna Ta. Binecuvânt-o pe sora Buhai, pe sora Bușa. Ai milă de toți ceilalți care au o nevoie, în trupurile lor sunt prinși în slăbiciune și știm că Tu vei aduce vremuri în care iar să ne vedem și aici pe pământ. Dar dă-ne siguranța patriei de sus când vom fi toți la oaltă și îți vom intona cântări de laudă. Și acum lasă să fie liniște în inimile noastre, gândurile noastre să fie ațintite spre Hristos Domnul și în liniștea clipelor pe care le mai avem aici în casa Ta, fă ca să fie un susur dulce și blând, în care să înțelegem graiul Tău pentru fiecare din noi și pentru fiecare stare în care ne aflăm. Ai milă de noi și dă-ne binecuvântarea Ta. Amin. Luați loc, vă rog. Mi-am propus în dimineața aceasta să am ultimul verset aici pe care l-am citit. În urmă s-a arătat lui Iacov. Nu e cel din urmă al Apostolului Pavel, pentru că urmează, că după toți s-a arătat și în urmă mi s-a arătat și mie, ca unei stârpituri. Dar Apostolul Pavel subliniază lucrul acesta și ne face să ne gândim că a fost una din întâlnirile la care biserica a meditat mult în primul veac, după înviere. Pentru că Iacov acesta nu e un oarecare, nu e dintre apostoli,
Avem mai mulți Iacovi în Sfânta Scriptură. E Iacov, fiul lui Zebedei, care fratele lui Ioan. Avem fratele fiul lui Alfeu, numit în Biblie Iacov cel Mic, în istoria bisericii. Avem Iacov, aici fiul lui Iosif și al Mariei. Nu vreau să stau mai mult, deși mă gândeam într-o formă apologetică, dar nu ne luăm la harțe cu unii în care susțin și e o doctrină în Maria, Fecioara, pururea Fecioară. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu și n-am să iau versetele pe care mi le-am propus să trecem peste ele, însă aflăm în cuvântul lui Dumnezeu și e cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la Matei, la capitolul 13, la versetul 55, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus a avut frați trupești și ni se dau și numele. Iar atunci când Domnul Iisus s-a născut, Luca ne spune că s-a născut întâiul ei fiu, fiul cel dintâi, care e Domnul Iisus Hristos, născut din Duhul lui Dumnezeu, într-un mod miraculos, sfânt, deosebit, pentru că el a fost fiul lui Dumnezeu. La Matei, la capitolul 13, la versetul 55, găsim că scrie cuvântul că oamenii se întrebau, oare nu este el fiul tâmplarului, nu este Maria mama lui, vorbim de Domnul Iisus Hristos, și Iacov, Iosif, Simon, Iuda, ne dă trei, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui, și de aici ne gândim că au fost cel puțin trei, nu sunt toate printre noi, atunci de unde are el toate lucrurile acestea și de unde are toată învățătura aceasta? Aflăm aici că Domnul Iisus a avut frați, pe Iacov, pe Iosif, pe Simon, pe Iuda, și a avut și surori. Și de aceea versetul acesta e cu atât mai pronunțat în amintirile pe care Apostolul Pavel le scrie bisericii. În urmă s-a arătat lui Iacov. Mai știm că era însurat. Și veți spune, dar de unde știm lucrul acesta? Apostolul Pavel ne spune la 1 Corinteni, la capitolul 9, doar vreo două pagini mai în jos, găsim că Apostolul Pavel, într-o apărare pe care o are, în versetul 5, spune: n-avem dreptul să ducem cu noi o soră, adică fiecare cu nevasta lui, să meargă în misiune, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului. Și Caiafa, de Petru știm că i-a vindecat Domnul soacră-sa, însă pe soacră-sa. Însă aici aflăm un amănunt pe care nu prea ne gândim. Iacov, frații Domnului, erau cu familii deja, erau căsătoriți. Trec însă peste lucrurile acestea de introducere. Domnul Iisus, la 30 de ani, când începe lucrarea sa mesianică, avea frați din familie. Iacov e unul din ei. Și vi-l pun înainte, în câteva minute, îngăduiți-mi să vă spun despre Iacov necredinciosul, apoi Iacov credinciosul și apoi Iacov păstorul, predicatorul și martirul pentru Hristos. La
Ioan, la capitolul 7, la versetul, de la versetul 1 la versetul 5, găsim un amănunt care nu-i plăcut și nu face parcă cinste, căci nici frații lui nu credeau în el. Nici Iacov nu credeau în el. Și veți vedea acolo, în pasajul acesta, peste care nu mai trec pentru că știu că bisericii îi este cunoscut, atunci când Domnul Iisus Hristos e îndemnat de ei, du-te la Ierusalim, acolo fă-ți minuni să te vadă și să te cunoască oamenii. De ce stai aici în Galileea, în Ierusalim, atunci, acolo, să cunosc și să văd prorocii Domnului? Numai că la Ierusalim Domnul era urmărit și acolo fariseii căutau să-l omoare. Și atunci, cumva, fără să doar așa o simplă concluzie, nu cumva în familie, frații Domnului priveau la Domnul și aveau invidie pe popularitatea lui. Să-i dorească să meargă să fie omorât la Ierusalim? Nu cumva ceea ce era între Iosif și frații lui, ai patriarhului din vechime, era aici în familie, nu știm și poate nici nu-i bine să bănuim așa ceva, dar ne gândim dacă așa spun ei, între ei se ridicau anumite gânduri care nu erau plăcute. Și atunci aici aș putea să stau puțin și să spun că e un pericol pentru copiii care au crescut în adunare, în familii de credincioși, să fie obișnuiți așa de bine, așa de mult cu Evanghelia, cu cântările, cu mesajele, cu predicile, cu faptul că Domnul Iisus Hristos cere de la noi o viață curată, frumoasă și așteaptă de la cei care sunt născuți în familii de credincioși mai mult decât la alții care n-au auzit niciodată de Hristos decât așa tangențial într-o predică la radio sau la televizor. Și e adevărat că obișnuința la mulți creează necredința. Și am putea să stăm în Biblie și să ne uităm, uitați-vă la fiii lui Aron, Nadab și Abihu, intră în templu, în cortul întâlnirii, ca la ei acasă, s-au obișnuit cu un delemnul pentru ungere și pentru ardere și odată când le vine rândul și observă candelele că se opresc, ei se duc și iau ulei și pun acolo și ca și cum e nimica toată, fac frigare în bucătărie. Și Dumnezeu e acolo și-i vede. Și-au adus foc străin înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a pedepsit. Ne-am gândit că Aron ar fi putut să-i crească altfel. Ei s-au obișnuit însă. Uitați-vă la Eli, iarăși un mare preot, Hofni și Fineas. Nu trec peste textele, le găsiți și le știți. Mai oamenii aceștia erau așa de obișnuiți cu cortul întâlnirii și cu jertfele, încât jertfa care e sacră înaintea lui Dumnezeu e prețioasă, ei vin cu furcile lor și iau de acolo ca să mănânce frigare. E doar un grătar pentru ei. Și Domnul vede și vede și Eli, tatăl lor. Și iarăși am spune pentru Eli, e o rușine, s-au obișnuit cu cortul întâlnirii și nu numai atâta, despre Hofni și Fineas ni se mai spune ceva, care iarăși e un lucru urât, urât de tot. Se uitau și când veneau fetele la cortul întâlnirii, se duceau și se legau de ele. Apoi le chemau undeva mai încolo și își făceau plăcerile. Fii marelui preot?
parcă ne cutremurăm și cuvântul lasă să fie scris. E un mare pericol. Și cu atât mai mult mi se îndurează ochii și fața când mă uit la tinerii aceștia care și-au predat viața Domnului. Aș spune că nici Samuel, bărbatul acesta care e atât de strict, e strict cu Saul, e strict cu David, e strict cu cuvântul lui Dumnezeu, Samuel, aflăm despre fiii lui, Vașni și Abia, nu erau buni. Și el își dă seama și de aceea lasă poporul, dacă vreți, rege, ai mei nu mă urmează pe mine. Obișnuința creează la mulți și de multe ori necredința. E un uza care e obișnuit, că e lădița care stătea acolo la Abinadab și era obișnuit cu ea. Și acum o duce spre Ierusalim, la David, și la o hârtoapă, carul în care era pus chivotul se apleacă și Uza întinde mâna și e lovit. Domnul și-a dat seama, pentru Uza nu mai era chivotul sfânt, prezența lui Dumnezeu. E un lemn de salcâm fasonat, puțin apoleit cu aur și... Nu. Aici, în tot pământul, nu e un loc mai sfânt pentru Israel ca și chivotul acela. Iacov era obișnuit cu Domnul. Au crescut împreună. Ne putem imagina, Doamne, ne lași să ne imaginăm cum se juca copilul Hristos cu Iacov și frații lui, sau cum mergea prin lanurile de ovăz, cum umbla cu ei, cum fluiera și cum cânta cu ei. Și prietenia aceasta între frați a făcut ca să poată să scrie Ioan că nici frații lui nu credeau în el. Și lucrul acesta, după ce Domnul Iisus a făcut minuni, după ce Domnul Iisus era deja cunoscut în Galileea, ca să-i spună ei, du-te în Ierusalim, acolo fă-ți numele să-ți fie mare, dacă vrei să fii mare. Ăsta e Iacov necredinciosul. Și cu atât mai mult parcă am putea să spunem despre Iacov, pentru că e într-un fel istoria noastră. Timpul s-a dus, aș vrea să vedem însă un alt lucru care e atât de frumos. Iacov, credinciosul, în urmă s-a arătat lui Iacov. Și lucrul acesta e atât de important pentru Iacov, e atât de scump pentru Iacov, încât dacă ne uităm bine la faptele apostolilor, veți vedea că ucenicii și femeile sunt împreună și așteaptă făgăduința. Așteaptă și vor să vadă ce minune face Dumnezeu acum ca să trimită Duhul Sfânt. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Vă atrag atenția că aici e și Iacov și frații lui. Și când Iacov vine la Rusalii ca să fie împreună cu ucenicii, îi ia pe toți ai lui, haideți să mergem. Deci cândva, undeva, Domnul Iisus s-a arătat și lui Iacov. Cum s-a arătat, nu știm. Ce-a vorbit la Petru, ne gândim, probabil i-a spus despre dragoste, despre dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat în el, în galileanul care propovăduia pocăința. În fratele lui i-a spus același lucru
Și Iacov nu uită. Și mai mult, strânge întreaga familie să mergem la Ierusalim, pentru că de acum Iacov e credinciosul. Iacov crede în cel care a crescut împreună cu ei. Iacov e un om care știe cine e Hristos Domnul. Și apostolul, sau Iacov, cum e numit, de fapt în Biblie și în istorie, Iacov e numit Iacov cel Drept. Istoria așa îl numește. Uitați-vă cum se numește Iacov, cum se prezintă. Iacov, rob al lui Dumnezeu, primul verset din epistola sa, și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții. Iacov, rob al lui Dumnezeu și rob al lui Hristos, care a crescut în casă cu mine. Aici, într-un fel, e pocăința lui Iacov. E regretul că nu s-a uitat mai mult în ochii Domnului Iisus Hristos să vadă dragostea lui Dumnezeu. Asta e capitolul 1. Capitolul 2. Uitați-vă, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul slabei. Iacov, ce s-a întâmplat? Că de la cel cu care l-ai cunoscut și îl luai la braț și umblai pe ulițele Nazaretului, acum el e Domnul slavei, Domnul înviat s-a arătat și mie. Și atunci închei cu gândul pe care l-am. Îl cunoști pe Domnul? Te-ai întâlnit cu el? Dacă nu, pericolele care sunt în lume sunt atât de îngrozitoare, n-ai să reziști. Îți trebuie o experiență personală în care să ai întâlnirea cu el. La fiecare dintre candidați, poate i-am și năcăjit când i-am întrebat, ai avut un moment în care te-ai întâlnit cu Domnul? În care ai căzut la pământ, așa ca Saul din Tars, pe drumul Damascului. Ai avut un moment când ai simțit prezența lui puternică în viața ta, ca să fii copleșit de dragostea lui? Iacov a avut și a putut să spună, de acum sunt robul lui Hristos. El e Domnul slavei, Domnul gloriei, stăpânul gloriilor lui Dumnezeu. E Domnul pe scaunul de domnie al Universului. La anul 62, într-o epurare a creștinilor din Ierusalim, cel care era păstorul bisericii din Ierusalim a condus un cortegiu. Știm lucrul acesta din documentele care au rămas în istorie. Un cortegiu în care frații n-au vrut să-l părăsească și să-l lase singur. Verdictul marelui preot, într-un timp când proconsulul se schimba la Cezarea, marele preot a spus, păstorul bisericii din Ierusalim, să fie omorât. Și frații s-au legat de haina lui Iacov. Nu te lăsăm singuri. Mori tu, murim și noi. Și a rămas înscris că din biserica lui Ierusalim, atât de mult l-au iubit pe păstorul lor. Iacov era păstorul bisericii. La Ioan 15, la Faptele 15, la sinodul de la Ierusalim, Iacov are cuvântul greu
care dă hotărârile care s-au luat acolo la Ierusalim. Era atât de iubit încât la anul 62, când Iacov a fost decapitat și a plătit un preț pentru credință, au venit și frații, murim și noi cu tine. Un necredincios, ca și noi, care s-a întâlnit cu Hristos Domnul și a fost gata să păstorească biserica și atunci să moară cu toți cei care erau ai Domnului. Într-un spital din North Carolina, un doctor tânăr, făcând controlul bolnavilor și a ajuns să cunoască o bătrânică. Vârsta era înaintată și toți i-au spus, ai grijă că ea e credincioasă. Prietenii i-au spus, ferește-te de ea că e credincioasă. Nu încerca să vorbești cu ea că e credincioasă, pentru că știau că doctorul tânăr era ateu. Toată viața e numai cromozomi, numai aminoacizi, molecule care se amestecă una cu alta, asta e viața pe care o trăim. Și la un moment dat când murim, toate dispar și se opresc mișcările. Și așa învăța și l-a făcut curios ce îi spuneau tinerii și intră în vorbă cu bătrâna aceea. Bătrâna avea întotdeauna o față senină. S-a uitat pe diagnostic și știa, nu mai are mult și moare. Boala nu e operabilă și nu e tratabilă. Va muri în câteva săptămâni, se duce. Și primul lucru care femeia a început să-i spună, n-a fost de boala ei, n-a fost de durerile pe care le avea. Bătrâna a început să-i spună, așa mă bucur că merg acasă. Că mă duc și am să-i văd pe toți ai mei care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Doctorul s-a făcut că e ocupat și a plecat mai departe. Și a dat seama de pericolul de care a fost avertizat. Nu intra în vorbă cu ea că te prinde. Dar deja l-a prins. Și noaptea se duce să o mai vadă o dată. Dormea așa de senină și a mai trecut alte nopți și femeia dormea iarăși liniștită, în timp ce el acasă se frământa noaptea și nu putea să doarmă. Și după câteva zile, femeia, după ce îi spune iarăși dorința ei și dorul ei, nu mai îmi dați medicamentele astea, că nu mă fac să prelungesc necazul și durerile aici. Eu am altă casă mai bună, mai frumoasă. Îl cunoști pe Domnul? Doctorul nu răspunde nimic. Ai auzit de Hristos Domnul? Doctorul nu răspunde nimic. Și femeia, cumva iritată, spune, eu ți-am spus ce cred eu. Vrei să-mi spui și tu ce crezi tu? Și doctorul i-a făcut așa un rezumat, ca să amețești lumea cu moleculele, cu cromozomii, cu femeia, ce pricepe, nu pricepe niciun savant bine. Și îi spune, asta e viața, o studiez. Și femeia o încearcă să-l cunoști pe Domnul. Și astea au fost cuvintele care l-au urmărit
de atunci. Ce crezi tu? Pentru că doctorul ăsta, un doctor iscusit, tânăr, cap plin de formule și de... S-a dus acasă și femeia mă întreabă ce cred eu. Dar Francis, ce crezi tu? Începe să-și facă un rezumat și scrie și șifonează hârtiile și le aruncă și iar mai scrie. Își dă seama că tot ce credea erau gunoaie. Și femeia, dar timpul s-a dus deja, omul acela e Francis Collins, poate tânării știu mai mult. Toate formulele și toate tratatele de ADN-uri și de lanțuri de ADN, de cromozom, sunt făcute din cunoștințele lui Francis Collins, care a ajuns să fie un copil al lui Dumnezeu, pentru că o bătrână, o femeie care nu știa nici chimie, nici fizică, nici alte lucruri, l-a întrebat, ce crezi tu? A putut să spună și el, cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele mele și mă așteaptă în locul pe care l-a pregătit pentru mine. Și rămâne în cuvântul sfânt ca ceva de aur, ca ceva de glorie. S-a arătat și lui Iacov. Ți s-a arătat și ție? Îl cunoști pe Domnul? Dacă da, o slavă lui! Iacov e aici un prototip, o imagine, un tablou al nostru. Îl slăvim pe Domnul că ni s-a arătat și nouă și îl mărim pentru că are răbdare cu noi ca să ne aducă la slavă și la gloria Lui. S-a arătat și lui Iacov și numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat că ni s-a arătat și nouă în toată splendoarea și frumusețea și în gloria Harului Său dumnezeiesc, ca să ne aducă ca pe mulți fii la slavă și pe noi, cei mici și slabi și neputincioși și nevrednici și păcătoși, ca să-și arate înaintea lui Dumnezeu Tatăl o biserică sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură, mireasa, mireasa lui Hristos. Nu vorbiți rău de frați. Nu vorbiți rău de cei mai mici. Nu vorbiți rău de cei care cad și se opintesc și au atâtea lucruri care nu sunt bune și frumoase. Nu. Suntem mireasa lui Hristos. Ați auzit pe cineva să-i spună mirelui, dar ce urâtă mireasă ai? Ați auzit pe cineva să-i spună mirelui care e cu papion și mireasa e cu voalul și, aoleo, ce zgripțuroaică ți-ai ales și tu? Aoleu, pe șchioapa aia ți-ai ales o mireasă? Aia e mireasa ta? Dumnezeu se uită la noi ca și cum nu mai are ceva mai frumos în tot universul. Mireasa Lui. Și pe noi vrea să ne prezinte în slavă, în glorie, ca pe ce are mai frumos Domnul. N-au vrut să mă recunoască atunci când am crescut cu ei în casă. Dar uită-te la Iacov când merge pe străzile Ierusalimului și cum cântă împreună cu sfinții din biserică care vor și ei să fie omorâți cu pietre
de cei care au zis să piară dintre noi lepra aceasta, râia aceasta, să piară dintre noi, să nu se mai audă de Hristos. Și ei au ridicat mâinile în sus și a spus, slăvit să fie Domnul, numele Lui e peste noi, vrem să îl onorăm și să îl preaslăvim până la capăt și în toată veșnicia. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat și nouă o clipă când, poate într-o umbră, nu în Ierusalim, dar undeva o umbră din Siret sau o umbră din Bihor sau o umbră din Dobrogea, ni te-ai arătat și nouă. Și imaginea și cuvintele tale ne-au rămas în inimă. Și nu vrem să ne mai despărțim de tine niciodată. Și nu ne mai trebuie nimic altceva și niciun alt domn decât pe Domnul Slavei, care e Domnul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Amin.